Drumul European 70 rămâne în continuare una dintre cele mai periculoase șosele din județ. Luni dimineața, la puțin timp după ora 11, s-au derulat scene teribile pe drumul care leagă Alexandria de București. Potrivit martorilor, șoferul unei mașini care venea dinspre capitală ar fi pătruns din senin pe contrasens. Numai că, în acel moment, dinspre Alexandria se apropia un microbus cu călători. Impactul dintre cele două autovehicule a fost iminent. Accidentul s-a soldat cu 8 victime, printre care și un minor. De asemenea, o persoană a rămas încarcerată, este vorba de șoferul autoturismului. 4 dintre victime au fost transportate la spital. S-au aplicat planul roșu de intervenție, victimele au fost transportate cu 6 ambulanțe la spital. În urma coliziunii, microbuzul s-a răsturnat pe marginea drumului, în timp ce mașina grav avariată a ricoșat la câțiva metri pe câmp. Potrivit martorilor, șoferul microbuzului ar fi încercat să evite impactul, însă nu a mai apucat. După producerea accidentului, traficul rutier în zona a fost blocat 10 de minute. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de accident.